Vineri după masă, la o cochetă pensiune din satul Hunedorean, Orăștiuara de Jos, a avut loc o întâlnire a cultivatorilor de afine din comuna Beriu. Acțiunea face parte din proiectul Afinatura, Sănătatea de la Munte, al primăriei comunei Beriu, acesta beneficiind de finanțare europeană. Iar întâlnirea a fost cea de-a doua din acest an, fermierii prezentând acum produsele obținute din afine. Da, astăzi are loc etapa a doua a sărbătorii afinilor, a proiectului Afinatura. Am avut prima etapă în luna iulie. Astăzi este o întâlnire cu toți producătorii de pe zona comunei Beriu și din împrejurim, reprezentanța autorităților locale, APIA, Direcția Agricolă, AFIR, Instituția Prefectului Județul Hunedoara, proiect pe care l-am câștigat cu fonduri europene pentru promovarea acestor culturi de afine din comuna Beriu. Este foarte important pentru noi pentru că așa vom fi cunoscuți în țară și peste hotare. Afinele de Beriu sunt recunoscute deja și având în vedere că în prima etapă am prezentat afine proaspete și comercializarea acestor fructe proaspăt. Astăzi prezentăm produsele de afine și practic comercializarea acestor produse. Povestea culturilor de afine la Beriu a început în 2006, odată cu venirea în comuna unui investitor tocmai din Chile. Afacerea s-a dezvoltat anual, iar acum atât suprafețele cultivate, cât și producțiile obținute sunt considerabile, iar afinele se vând la un preț bun. Noi am început în 2006, am venit direct la Beriu, că aici noi cu colaboratorul nostru din Germania, el avea o parte din teren aici la Beriu. Și noi în 2006 am pornit cu afinele în zona asta, am început cu 6 hectare și încet, încet am plantat în fiecare an între 8 și 15 hectare și acum noi plantăm în continuare, deja în toamna asta ajungem la 100 de hectare, la anul se va continua cu plantare, mai plantăm încă 15 hectare, care se va ajunge aproximativ la 115-120 de hectare. Bun, producția, noi plantele care deja le-am plantat în 2006-2007, deja se întâlnă la o producție de 20 de tone, 25 de tone la hectar. Prețul mediu anul ăsta a fost în jur de 4,8 euro per kilogram. În cultura de afine s-au implicat mai apoi și localnicii și aceștia fiind mulțumiți de alegerea făcută. Sunt în comuna lângă Beriu, în sat Poieni, unde am făcut o cultură de 2,5 hectare. Și cred că este una dintre cele mai rentabile culturi care, la ora actuală, care sunt în zonă la noi. Cred că de pe un hectar de pământ nu se poate scoate un beneficiu atât de mare cum e din cultura de afine. Ce avantaje are cultura de afine? Avantajul este că munca o putem face noi ca familie, de exemplu, cu 4-5 persoane reușim să întreținem o cultură de 2,5 hectare. În momentul de față, afinele de Beriu sunt cunoscute atât în țară cât și în străinătate, putând fi achiziționate din toate marile lanțuri de magazine din România. Deja avem clienți din toată Europa, avem clienți care vin și iau din comuna Beriu afinele în stare proaspătă, le procesează, le trimit mai departe. De asemenea, avem și firme care procesează în România, sunt toate lanțurile de supermarketuri din România, există afine de Beriu. Proiectul Afinatura, Sănătate de la Munte, al primăriei comunei Hunedorene Beriu, beneficiază de o finanțare europeană de 100.000 de euro.